Cuza mea și în faptul ce faci copilul meu. Ia, când de detenează, în permanent îmi spune, eu mă joc. Ia, asta plastică este o joacă, eu mă joc. Prin asta și înțeleg, dar nu am copil cu să leagă. Te joacă cu culorile și înțelegi ce faci la urma urmei. Vă mulțumesc cu seama decât aici și cuvintele care nu știu și așa, îmi spunea cât mai sunteți în viață, jucați-vă cu culorile. Atunci, niciodată, nu o să depășim această vârstă. De fapt, fiecare om e o căsucă cu lucrurile unui copil. Cine mai dorește din părinți? Doamna Cemir, am să pescuim cei care cunosc, mai la ce chin am să spun astăzi? Doamna Cemir, dumneavoastră, cum erați numit vernisajul nostru de astăzi? Că numeam și eu așa, pentru că și-am menționat cu partea etapa a vieții este copilăria. Anume, în copilărie facem acele pozne de care ne amintim pe parcursul vieții. În copilărie, cred că învățăm cele mai minunate lucruri de care ne aducem aminte peste ani.